Cezarul, eu și Dumnezeu în societatea postmodernă este titlul ineditului eveniment ce va avea loc pe 15 octombrie la Timișoara Convention Center, intrarea fiind gratuită. În cadrul conferinței va avea loc și lansarea oficială a platformei juridice Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, care își va prezenta obiectivele și mijloacele de implementare cu impact la nivel național. Printre invitații acestui eveniment se numără Mihail Neamțu, Adrian Papahagi, Lavinia Tech, Robert Sighiartău, dar și lideri din sfera religioasă, precum Viorel Iuga, Moise Ardelean sau Stelian Tofană. Stăm de vorbă acum cu unul dintre organizatori, avocatul Ștefan Moțec, prezent în studioul nostru. Bine ați venit la știrile Alfa Omega TV! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Spuneți-ne pentru început mai multe detalii despre acest eveniment, Cezarul, eu și Dumnezeu în societatea postmodernă, un titlu atipic, aș putea spune. Este atipic, dar este de actualitate. Este un eveniment care pune accentul pe partea de conferință, în sensul că vor fi dezbătute anumite concepte care au rădăcini în societate, dar în același timp sunt învățături din scriptură. Este o combinație o combinație a vieții unui om între societatea în care trăim, care este secularizată, și pe de altă parte credința în Dumnezeu, unde avem rădăcinile în scriptură. Cezarul este autoritatea lăsată de Dumnezeu pe această lume, ca să ne administreze viața din punct de vedere social, politic, juridic și așa mai departe. Eu este omul care se raportează la autorități, dar pe de altă parte este Dumnezeu care este autoritatea supremă și noi, ca și oameni, ca și creștini, ar trebui să știm cum să ne raportăm, să ne calibrăm viața noastră prin raportare la cele două valori. Aveți foarte mulți invitați importanți prezenți la acest eveniment. Am observat o combinație interesantă de personalități politice, juridice, dar și religioase. Spuneți-ne mai multe despre invitați și de ce ați ales la așa o gamă variată de personalități. Tema în sine este destul de largă și am vrut să acoperim în spectrul larg al acestei teme. Și plecăm de la acea perspectivă oarecum seculară, socială, istorică, filozofică, chiar dacă ar fi să spunem așa, având în vedere că vor conferenția domnul Mihail Neamțu, domnul Adrian Papahagi, care au această perspectivă istorică și filozofică, dar avem și acea perspectivă teologică, de aceea o combinație între partea istorică, socială și partea teologică, care este baza a ceea ce credem noi, este o abordare care poate să creeze un echilibru, să nu mergem într-o parte sau în cealaltă într-un mod dezechilibrat, și sigur intervine și partea juridică și politică, care aduce într-un mod mai pragmatic în actualitate modul în care ar trebui să ne trăim viața ca și cetățeni acestei țări, dar având la bază principiile biblice și drepturile și libertățile care sunt reglementate de Cezar. Pentru că vorbiți de drepturi și libertăți, am observat și în descrierea acestei conferințe, acestei dezbatere, că veți vorbi despre drepturi și libertăți din dublă perspectivă, seculară și teologică. Cred că putem spune de pe acum că va fi o discuție destul de interesantă, având în vedere că perspectivele invitaților, probabil, vor fi foarte diferite pe aceste teme. Prin acest eveniment vrem să provocăm cei care vor fi prezenți și care vor urmări evenimentul, să-i provocăm la o aprofundare acestor concepte, nu neapărat să trasăm niște direcții la modul absolut. Pentru că, e adevărat, pot fi persoane care au anumite înțelegeri într-o anumită direcție, altele în altă direcție. Noi vrem să le punem pe masă, pe cât posibil să le clarificăm, dar fiecare în dreptul lui are responsabilitatea proprie de a își prelua informațiile, a le procesa și a le trăi, a le aplica în viața personală. Așa că nu trebuie să ne facem teamă, să fim temători că va fi o abordare care să ne bulverseze, ci dimpotrivă este un eveniment de informare, de provocare, în așa fel încât fiecare care participă la acest eveniment să plece câștigat De la timpul pe care va petrece acolo. În strânsă legătură cu tema conferinței, se va lansa și platforma juridică Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, al cărei membru fondator și sunteți. Spuneți-ne ce reprezintă această platformă, spuneți-ne mai multe lucruri despre ea. Ar fi multe de spus, dar ca să rezum în câteva cuvinte, este o organizație înființată juridic, cu personalitate juridică, pe de o parte, dar pe de altă parte este un concept. Se dorește a fi
o platformă, un cadru care să aducă la oaltă valori din diferite domenii profesionale. Plecând de la zona juridică, care este cumva baza, structura de bază, să creăm acele legături cu diferite categorii profesionale și cu oameni de specialitate, cum ar fi învățământ, medicină, partea media, care este foarte importantă, și împreună, prin raportare la anumite teme de interes național, care sigur vizează în principal partea de drepturi, de libertăți fundamentale ale omului, ale familiei religioase, să creăm niște mijloace de acțiune la un nivel profesionist foarte ridicat, cu oameni competenți care să își aducă aportul într-un cadru multidimensional și multiprofesional. Deci este o platformă care adună la oaltă oameni și valori în așa fel încât să maximizăm această valoare umană și profesională și să se întoarcă cu beneficiu spre societate. Sună foarte interesant. Mulțumim mult pentru timpul acordat, domnule avocat Ștefan Moțec. Și dumneavoastră vă reamintim că intrarea este liberă la acest eveniment, Cezarul, Eu și Dumnezeu. Așa că sunteți așteptați toți cei care doresc să ia parte la această dezbatere interesantă pe 15 octombrie la ora 9:30 dimineața la Timișoara Convention Center.